onorat auditoriu, doamnelor și domnilor, încep prin a mulțumi domnului deputat Mircea Roșca pentru invitația adresată de a participa la această întâlnire a grupului de rugăciune din Parlamentul României. Este pentru prima oară când iau parte și vă mărturisesc că deja aceste ore sau clipe petrecute aici sunt înălțătoare din punct de vedere sufletesc, dar și dătătoare de speranță, pentru că sunt atâția în Parlamentul României și nu numai, care consideră că mărturia creștină este importantă, cu atât mai mult pentru cei care sunt chemați să ocupe funcții publice, cei care se angajează să slujească poporul și care trebuie să aducă cu dânsii și sămânța creștină, pentru că toți, așa cum obișnuim să ne considerăm, suntem creștini. Am primit botezul, prin urmare avem un dar pe care trebuie să-l fructificăm și mai ales un dar care trebuie pus în slujba poporului nostru. Se spune că politica este un teren minat pentru creștin, dar, așa cum spunea un papa al Bisericii Catolice, rămâne cea mai înaltă formă de caritate, de iubire. Din acest motiv, este necesar ca creștinii să fie prezenți în politică cu convingerile și mărturia lor. În acest sens, nu există o politică creștină, ci doar politicieni creștini. A face politică cu convingeri creștine este forma de politică cea mai recomandată și chiar de dorit în toate timpurile. Și ne bucurăm că aceste momente pe care le împărtășim împreună pot trezi în noi dorința de a face, nu politică creștină, dar să fim politicieni cu convingeri cu adevărat creștine. Și pentru că în cuvântul meu am doar câteva minute, vreau doar să fac referință la o personalitate politică din Italia care continuă să vorbească și astăzi societății italiene, dar care a fost un om profund de credință. A fost membru în Parlamentul Italiei, a fost de 3 ori primar al orașului Florența și în misiunea sa de parlamentar, de om politic, și de primar a dat dovadă într-adevăr că a înțeles ce înseamnă inspirația creștină pentru o slujire a poporului. Și vreau să citesc doar un fragment din scrierile sale care mi se par foarte importante și încurajatoare. Frate cititor, trebuie să discut cu tine astăzi câteva puncte referitoare la anumite aspecte esențiale ale vocației noastre creștine. Sunt întrebări care se ridică adesea în inima mea și a dumneavoastră. Sunteți voi sarea pământului? Ești tu lumina lumii? Ce înseamnă echivalarea cu drojdia, sămânța și așa mai departe din Evanghelie? Înseamnă că avem de îndeplinit o misiune de transformare. Înseamnă că prin lucrarea jertfei noastre iubitoare, făcută eficient de Harul lui Hristos, trebuie să schimbăm, pe cât este posibil, structurile acestei lumi pentru a le face cât mai potrivite pentru vocația noastră. Adveniat regnum tuum, sicut in cielo et in terra, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noi suntem laici, spune acest personaj politic, se numește Giorgio La Pira, am uitat să amintesc de numele său. Noi suntem laici, adică creaturi înserate în corpul social, puse în contact imediat cu structurile cetății umane. Suntem părinți de familie, profesori, muncitori, funcționari, industriași, artiști, comercianți, militari, politicieni, agricultori și așa mai departe. Starea noastră de viață ne face nu doar spectatori, ci și actori necesari în cele mai ample drame umane. Cum putem scăpa de problemele care au o influență imediată asupra activității noastre?
ce este de făcut? Și continuă George Rapira, suntem cu adevărat uimiți când, pentru prima dată, se dezvăluie sufletului nostru imensul câmp de lucruri pe care Dumnezeu ni-l pune în față. Messi schivide multa, secerișul este mare, este vast. Trebuie să transformăm în sens creștin toate aceste vaste domenii ale acțiunii umane, atât de îndepărtate de influența Harului lui Hristos. Planul nostru de sfințire este bulversat. Credem că zidurile tăcute ale rugăciunii sunt suficiente. Credeam că închiși în fortăreața interioară a rugăciunii putem scăpa de problemele perturbatoare ale lumii. Dar nu, Domnule, iată-ne angajați cu o realitate care are uneori durități invincibile, o realitate care ne face să ne dăm seama că nu este o expresie pioasă a invitației lui Iisus. În lume veți avea multe necazuri, luați crucea voastră și urmați-mă, eu sunt cu voi. Da, rugăciunea este importantă, dar nu este suficientă. Viața interioară nu este suficientă, este necesar ca această viață să construiască canale exterioare destinate să facă să circule în societatea omului. Societatea trebuie să fie transformată. Alegerea nu este totul, este doar o introducere în datoria noastră de oameni și de creștini. Nici operele organizate de caritate nu sunt încă totul. Ele sunt un pas considerabil în îndeplinirea datoriei noastre de oameni și de creștini. Îndeplinirea deplină a datoriei noastre de a avea loc doar, va avea loc doar atunci când vom fi colaborat direct sau indirect la a da societății o structură juridică, economică și politică adecvată în măsura în care este posibil realitatea umană, inspirându-ne din porunca principală a carității. Să nu repetăm fraza neserioasă și obișnuită, politica este un lucru murdar. Nu, angajamentul politic, spune politicianul, adică angajamentul direct pentru construcția de inspirație creștină a societății în toate rânduielile sale, începând de la cea economică, este un angajament de umanitate și sfințenie. Este un angajament care trebuie să poată canaliza spre sine eforturile unei vieți țesute în întregime de rugăciune, meditație, prudență, tărie, dreptate și caritate. Consider că această reflexie se adaugă la tot ceea ce am făcut astăzi aici. Vă mulțumesc pentru atenție și invoc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra țării noastre, dar mai ales în aceste vremuri turburi, ca să dăruiască gânduri de pace tuturor popoarelor. Vă mulțumesc!